Tu ești singurul care se roagă, Radu. Păi dacă am văzut că nu puteți fără mine, mă. Tu ești singurul care se roagă. Am zis că ai de tu ești singurul care se roagă. Ok, stai un pic așa, hai să luăm logica, Alexandru, dacă sunt singurul care se roagă. Dacă voi nu vorbiți, niciunul nu vorbește, nici fete, nici băieți. Noi ce ar trebui să facem? Să stăm așa, să ne uităm la televizor. Dar reclama aia, puterea dragostei. Să te rogi de un astfel de om să vorbească. Eu asta nu înțeleg, nu-ți înțeleg mentalitatea ta. Cum poți să ajungi tu să te rogi de un om care efectiv nu vrea să te bage în seamă, care Alexandra, efectiv se vede superior ție, care efectiv Alexandra, nu te bagi pe tine, de ce cauți să te bagi în seamă asta? Alexandra, nu știi să faci diferența, eu nu mă rog, eu scot în evidență chestia asta. Nu, asta ai făcut, Radu, asta ai făcut. Ca să vadă și lumea de acasă că omul este în competiție doar când se află cecuri în joc. Nu este prima oară ce se întâmplă lucrurile astea, adică lucrurile astea se întâmplă de când a intrat în mine, mă, casă, dau, ceva nu. Că vă dau peste nas cu vorbe și cu cuvinte aici, păi vorbiți cu mine, mă, dar... Păi vorbesc cu tine, păi am. Ai atâția susținători, da? Să vadă și ei că vorbești doar când e de câștigat, când nu e de câștigat, te dai în spate și la să vorbească și tu doar șaba. Da, da, las că vorbesc când e cazul. Puțin așa. Ei, și bine. La tine când e cazul, nu m-am vorbit și așa la de bani. Nu mai ca să vorbesc nu, mult. Nu, tu vorbești doar ce ai doar, aici. Doar. Oricum nu doar ajung. Când, doar cum când n-am eu ceva, cum să vă dau. Doar când e de vorbit despre Alexandra și Codruț sau încă un cuplu. În restul nu vorbești. Da, Alexandra și Codruț. Păi ăsta e adevărul. Da, și uite că mai nou vreți să vorbesc cu Alexandru. Domne, screenshot-uri și cum a vorbit Alexandru pe mine prost. Asta vreți mai nou. Dar să nu vorbesc. A vorbit, vreți dar să... puțin. Păi nu vedeți că mă băgați pe tine. Dar nu mă vedeți, mă, că mă băgați pe mine mereu în centrul atenției. Și tot voi după stăția care vă frustrați aici în emisiune, că Marinescu acaparează atenția pe aici. Se vorbesc de Marinescu. Se dau materiale în gale cu Marinescu și tot așa. E din cauza voastră. Păi și din gura lui, din gura. Dacă el nu vrea să vorbească și nici Alexandra nu vrea să vorbească, tu în loc să faci ceva deci constructiv, în loc să-i tragi pe la răspundere când vorbesc, de ce nu faci ceva? Ce ar trebui, mă, să fac? Mă, să iau de mână, să mă rog de ei? Nu, mă, nu, dar n-ai treabă cu ei, n-ai treabă cu ei. Stai un pic, am vrut să scot în evidență că Marinescu susținea acum vreo săptămână, două, că el e soarele și noi suntem planetele. Păi și ce te deranjează? Pentru că soarele s-a cam ascuns, soarele. Te-ai simțit când a zis chestia asta? Nu, dacă tot e soarele, să ne arate că e soarele. În loc să profiți că el nu vorbește și nici Alexandra nu vorbește, de ce nu faci tu ceva în legătură cu chestia asta, în loc să-i tragi pe el la răspundere că nu vorbesc? Stai puțin, și ce ar trebui să fac ca să te mulțumesc? Tu acum, în săptămâna când ei nu vorbesc, tu vrei să apari acolo să-i gerzi pe ei că ei nu vorbesc. Da, scot în evidență care n-are nicio legătură, Radu, n-are nicio legătură ceea ce vrei tu să scoți în evidență în legătură cu mine. În primul rând, vezi că vorbești foarte prost. Am explicat de atâtea ori și o să explic de 10 milioane de ori până vă intră bine în cap. Okay, tu ai impresia vreo secundă că eu, dacă Alexandra, n-am vorbit în vreo săptămână, am avut motiv că vezi, Doamne, că n-am luat cecul sau că nu este nimic de câștigat în săptămâna respectivă. Eu n-am respectivă. Zis că n-ai vorbit niciodată, că n-ai luat cecul. Vezi că sunt de un an de zile în casa asta și tot timpul când a fost de vorbit. Indiferent că a fost sau nu cecul, eu tot timpul am vorbit. A, dar la mine cum vrei să dai că vorbești, e vorba de cec? Tu nu știai că n-o să-i cecu, că n-ai de unde să știi ce cecu. Mă, Radule, hai să spun să bagi, să bagi, să bagi. Vezi că vorbești foarte prost, Radule. Fii atent, ascultă-mă. Bravo, vorbești foarte prost din cauza faptului că eu sunt de un an de zile în casa asta și fiecare săptămână, indiferent că a fost cec sau n-a fost cec la sfârșitul săptămânii, eu am vorbit și am fost aici pe cadrul ăsta. Pe asta nu ai cum Alexandra, să fii tu vreodată să mă compari pe mine cu Marinescu, care în săptămâna care se dădea cuplul lunii dormea pe canapea. Ai vorbit în speranța că o să iei cecul, ai vorbit în speranța că o să iei cecul. Acum, că știi sigur că săptămâna asta nu o să iei nimic, nici tu și Marinescu nu mai vorbiți. Tu ești sănătos la cap? Păi eu îți încerc să-ți explic faptul că de un an de zile, indiferent că a fost sau nu, cec! La sfârșitul săptămânii, eu am venit aici și am fost pe cadrul ăsta, în schimb, Marinescu, când era cuplul lunii, el dormea pe canapea, ce nu înțelegi? Dragilor, după cum puteți vedea, în spatele nostru se află baraca unde au trăit concurenții de la Survivor timp de atâtea luni. Mie unul mi se pare foarte dificil să locuiești aici, mai ales atâta timp. Norocel, dar de ce vrei tu să știi ce s-a întâmplat cu Ronaldo? Alții, ca cine? Păi nu-i normal să știu e? Și eu, mă interesează. E prietenul tău sau ce? Nu e prietenul meu, informativ. Informativ. Pentru că am plecat și nu mai... Am plecat și am pierdut firul, știi ce zic? De ce nu te duci să-l întrebi pe el personal? Păi îl întreb pe Marinescu, că el răspunde de subiectul ăsta. El e bărbat. Pe el personal, a, pentru că... Lasă-mă să spun. Marinescu e bărbat și în acest subiect el este cel mai în măsură să-mi dea un răspuns. Nu, Alexandra. Eu cred că cel mai în măsură să-ți dea un răspuns este Ronaldo.
Eu cred că Marinescu. Pentru că în primul rând despre el este vorba, nu? Despre el este vorba, dar Marinescu eu cred că este cel mai important să-mi dau un răspuns. Să fac Caterinca pe aici. Bă, ce Caterinca este între... Pe bune. El o ia în râs, mă, Alexandra, tot ia în râs, mă, când e vorba de noi. Nu mai vorbesc cu tine, că ai spus că te caut, gata, nu mai. Bye. Dar nici n-am vorbit cu tine. Și mă cer și cu iubitul tău, mă cer și cu iubitul tău, aiurea, înțelegi? Păi dacă, din cauza. Dacă poți să vorbești frumos fără să aduci multe indirecte, o să vorbească cu tine. Ce fac? O colegi răspunsurile. Ce răspunsuri, bă, dar mai să te-am întrebat. Sunt și eu curios. Bă, abia am plecat de acasă. Da, mă, da, am venit și o să te întreb normal. Da. Uite, e aici, fratele tău, Victor Vega. Ronaldo, te-ai răspuns, Norocel, că poate este foarte curios, vrea să știe despre ce este vorba. Foarte curios. Dacă văd că este curios. Foarte curios. Mi-am făcut datorii. Ce? Mi-am făcut datorii, zic. Cu ce ți-ai făcut datorii? Da, așa zic și eu. Ți-ai făcut datorii? Da. La ce te referi? La ce se referă? Chiar atât de greu este de înțeles că și-a făcut datorii și la un moment dat o să le plătească înapoi. O să dea... Dă-ne funga. Unde-i funga? Ai aruncat-o nebună aici jos. Aha, hai atunci, bine. Nu are brand. A, plasa, bine. Dar dăm și mie să-mi pun pămâie. Păi stai când ajungem acolo, la băieți. Bă. Cel mai în măsură să-ți dea acest răspuns e Ronaldo. De ce nu-l întreb pe el ce s-a întâmplat? Asta cum întreabă el pe mine. Ce faceți? De ce sunteți așa de puțini? De ce sunteți așa de puțini? Maaa! Hai din mă, ce faci? Bacă degetul ăsta, Mira! Bacă degetul ăsta, Mira! Mă mușcă! Mă doare, mă! Aia gen nu mai vrea să vină nicio treabă cu el, că se bagă iurea. Da. Mă mușcă! Vă merita soarta! La noi în casă, fugi la noi, haide! Aș fi curios să încerc și eu această experiență. Aș vrea să vin aici să vedem cum este să trăiești fără telefon, fără mâncarea necesară. Printre șerpi, șobolani, raci, scorpioni. Da. Nu, că cred că când te-ai născut era și urât. Dacă nu te lauzi tu, asta să vorbească. Dar nu de la un an, aveam 2 ani parcă în poză. Și aveam beretă din aia așa pe o parte, de armată gen. Blugi, vest de aia de blugi, mișto rău, să vezi ce mișto eram. Bă, ce doamne. Cu Alexandru ce-am făcut? Cu Alexandru n-am făcut absolut nimic. Dar și Aurora, mă taci, nu mai vreau să vorbesc cu tine, nu știu ce, acum vine și dă cu tort. Toate astea au pornit de la ei. Bună! Iar tu ce n-ai băie să o iei așa, măi? Lasă-mă că n-am de gând. Păi cine te-a înjurat pe tine? No. Dar nu te-a înjurat, Maria. Mamă. A spus, vezi că dacă o să fac și eu așa cu nu, Maria, nu știu, nu dar nu te-a înjurat, nu ți-a zis. Nu, dar tu l-a înjurat-o Marinescu? Aule. Nu a înjurat nici Marinescu, a spus, Alexandra a spus așa, nu poți să gândești cu capul tău și a spus. Marinescu, și cine pe cine a căutat? Capul de jos? Și cine pe cine a căutat? Ok, dar Alexandra nu a căutat cu ceva rău. A vorbit ăsta și a făcut o comparație între ei doi și Alexandru a răspuns, nu mai fă comparații de genul pentru că eu gândesc capul meu, Marinescu gândește capul altuia sau ce-s de acolo. Ce comparații? N-are nicio treabă, nu-i vorbea. A zis Alexandra, nu mă mai compara cu mine cu el. Marinescu a zis, ce fel de comparații, nu comparații, ce fel de, nu știu, a dat o întrebare. Bă, Alexandra, nu vorbesc cu ăștia care nu Alexandra și Marinescu nu vorbeau unul cu altul, înțelegi? Oricum. Dar eu am zis, dacă ți-o mai cauți așa, erau pe cadru. Bă, nu contează. Codruț, ba, contează. Erau dacă, pe cadru. Iar eu atât am zis, dacă ți-o mai cauți așa, ar putea să iau și eu pe gagică ta la... Maria, Marinescu a vorbit la capete, a dat-o la capete, el a început. N-am spus la ce. Ar veni, nu vorbe cu care cap gândești. Am înțeles și ce, cu ce ai jignit-o? Păi n-a jignit-o, dar păi, eu cu ce ți-am jignit? Bărbat, ce-ți convine să spună un bărbat, nu gândesc, dar poate gândesc. Treaba am eu, a zis ceva de mine? Nu înțelege. El nu gândește cu... Tu vorbești cu mine, da? Nu a căutat-o. Dar nu contează care nu era într-o discuție, ea i-a spus lui, nu vorbesc cu aia care nu gândesc cu capul lor. Dacă nu vorbești, taci. Așa. Simplu. Da. Și el în momentul ăla a spus, poate eu gândesc cu capul. Adică a vorbit și la... Asta e un pic, dar faptul că el nu gândește cu capul lui nu e o jignire? Este, mă, da. Păi, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Lăsați greșeala asta că știu. Faptul că nu vorbește cu capul lui nu e jignire. Dacă eu vin ție și spun, bă, Maria, tu vorbești cu capul lui Radu. Am are jignire ce ți-am adus. Ce vrei, nu mă interesează, e fix problema voastră. Dar nu fă ce vrei, că nu veniți aici nimeni și vii și spui, mamă, Codruț, cum ai făcut tu pe mine? Când te-am făcut eu pe tine? Tu când zici de o grămadă dor sau când îți glumele noastre, mamă, uită, ăla e așa. N-am venit niciodată și ți-am spus așa, Maria, serios, Maria, eu nu știu cum, nu ți-a niciodată treaba asta. Dar ce treabă are? Bun, da, păi, dar tu ai zis o conexiune, tu ai zis, el a făcut-o? Dar i-a zis el ceva? A făcut-o în vreun fel? Nu!
Păi și eu te-am făcut pe tine, mă. Da, în glumele noastre nu avem nicio problemă, da, glumim, dar el, tu te-ai luat de el că e ca și cum el ar fi jignit-o pe ea. Nu a jignit-o, punct. Eu nu m-am luat de el, mă, femeie, e fix zis, aceeași bă, situație frate, cum te-ai certat atunci atât. Cu aia, bă, pentru ce? Bă, tu pentru auzi, nimic. Stai, tu auzi, bă, femeie, lasă, care te, tu nu e, tu ești, pe, ești aici, da, ai trăit aici cu noi, ce s-a întâmplat aici? N-am adus nicio jignire, nu m-am luat de nimeni. Am zis, vezi că nu. Dacă continui așa, aș putea să iau și eu pe gaj. Dar cum a continuat? Vorbește cum vrea el, Codruț, vorbește cum vrea el, nu ești tu, cum vorbește, nu ești tu, nu ești tu măsură să spui lui cum să vorbească, nu este ea măsură să spună cum vrea cum să vorbească, cum vrea, așa vorbesc, și voi la fel. Bun, simplu. Dacă vă convine situația asta, atunci vorbesc și eu, vorbesc și tu, că și vedem unde ajungem. Da, exact. Da, eu n-am de gând să mai vorbesc cu voi, asta e ideea. Bă, dar nu vreau mă să vorbesc așa, adică nu-mi stă mie în caracter și știi treaba asta. Da, dacă ai o părere și vrei să spui ceva, o zici. A, dacă am o părere și vreau să o spun, clar o zic. E altceva, dar dacă ai o părere și vrei să o spui ceva, da, și vrei să cum vrei tu și la mișto și după mișto și cum mai tu chef. Ei, păi atunci o să spun și o părere așa cum am eu chef și cum vine mie în cap. Da. Nu mă mai gândesc, stai să reformulez altfel părerea mea să nu fi, să nu sune jignitor la adresa cuiva. Atunci o spun așa cum îmi vine mie, când îmi vine așa așa mai departe. Corect. Bravo. Bă, hai să zic o chestie, mă. Eu explic o dată de două, de trei ori. Am toată bunăvoința necesară să fac un om să înțeleagă, da? Dacă observ că o ține pe a lui langa, profită de faptul că cineva vorbește frumos o ține pe a lui langa și langa, mă retrag, da? Și mai mult decât atât îți dau și dreptate. Da, mă, Codruțe, am zis-o așa cum vrei, cum crezi tu și cum crede Alexandra. Punct. Bravo, felicitări. Cu plăcere, mulțumesc. Mă bucur și stai neștită, Maria, că nu ești tu miezul aici, că nu... Cum zice Maria, vă las să vă distrați cu altcineva. Stai și că dacă nu vorbești... Am zis eu că sunt miez? Păi da, nu, ți-o lua așa că nu... Voi asta vă credeți? Nu ești... N-am zis eu asta niciodată. Nu te da ce nu ești. Nu m-am dat niciodată ce nu sunt. Să învârte tot în jurul tău. N-am zis asta niciodată. Ai spus acum, nu mă, dar nu mă vreți să cu tine, vă faceți-vă talentul cu altcineva. Da, nu vă faceți talentul cu mine, pentru că eu simt când e vrăjeală și simt când e pe bune. Simplu. Și ce vrăjeală a fost aici acum? E, nu, aia a fost vrăjeală. Păi zic, ce vrăjeală a fost? Ți-am explicat mai devreme, ai vrut să înțelegi bine, nu? Iarăși bine. N-am înțeles nimic din ce ai explicat. Asta e. Fii mai... concisă. Viitoare. Nu, concisă. E tu mai concis. Concită. Și eu mai concis? Fii mă tu cum vrei, ia-și. Vorbiți voi doi între voi. N-am nimic. Dar ce mă supăra, mă? N-am mă supărat, dar pe mine chestiile astea nu-mi place, mă enervează. Dacă eu spun ceva și lumea și-o ia prost, nu-i problema mea. Dar eu spun exact ce am văzut. N-am venit cu un cuvânt jignitor nici la adresa ta, nici la adresa ei. Adică tu ești deranjat de mine de ce am spus adineauri? Ce? Ești deranjat de mine de ce am spus adineauri? Normal că am fost deranjat de tine de ce ai spus adineauri. Părerea ta, Codruț. Nu, și tu ți-ai luat-o mai prost de ce am zis eu. Și ai zis că le dau pro și le dau nu știu cum, la momentul în care tu ai început cu tăticul. Omule, eu sunt înțelegător. La mine nu e loc acum de mare ceartă Codruț Marinescu, că nu-i vorba de așa ceva. Dar cine caută treaba asta? Păi eu nu caut asta, zic nici eu nu dacă caut. Încerc să vorbesc cu tine ceea ce s-a întâmplat de acesta, ajunge la un numitor comun, nu înseamnă că mare, doamne, mare ceartă între Codruț și Marinescu. Așa că nu înțeleg de ce o luați toți. Orice discuție în contradictoriu ca pe o ceartă. Păi nu, așa da, ok. Este loc de așa ceva și mergem acolo. De dăm și mâna, știi ce zic? Da, eu ți-am spus varianta mea. Sper că ai înțeles, dacă n-ai înțeles. Bine, și eu ți-am spus o varianta mea. Eu nu am zis-o cu dedicație pentru Alexandra. Că știi că nu am dat astea de măgar în mine. Și știi că sunt cu hai, că n-ai bun simț. Ce băiat bun ești tu. Ce băiat bun sunt eu? Da. Adevărat. Codruț. Vezi că aș trebui să-i dai pedeapsă lui Codruț Marinescu. Lasă-l pe Codruț că îl iert. Nu-l ierta. Îl iert că-i tovarăș. Ce are, mă, iar ai comentat tu, bă, Miră, ce-o comentat? N-a făcut nimic, tu ești femeia care vrea să facă să se ducă spre el. Tu ai spus că îl place, nu el. Cum să fiu geloasă? Hai să-mi dau pantofi jos și vin alergând spre inima ta. Tu nu mai vorbești cum trebuie de la o perioadă, tu vorbești doar ca să ataci. Mă convine cu hoașca asta, bătrână, nu-l lăsați eu așa, lăsați rigile. Ai dreptate. Asumă-ți înainte de a vorbi cu cineva. Bă, cât de bine e, bă, așa da, o să-i chină. Așa, ce mai copii, copii.
Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.